Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Față în Față. Astăzi, împreună cu pastorul Bunii Cocar, vă provocăm să ne concentrăm să vorbim despre mulțumire. În Statele Unite ale Americii, în fiecare an există o sărbătoare foarte importantă și renumită în luna noiembrie, chiar în această perioadă când noi filmăm acest program. Și am vrea să medităm puțin la acest subiect, la mulțumire. Bunii, îți mulțumesc că ești cu noi. Și eu îți mulțumesc că mă primești. Ziua recunoștinței în Statele Unite și nu numai, și în alte țări au adoptat acest obicei foarte bun, foarte sănătos. Odată pe an, oamenii se opresc din alergare și mulțumesc. Mulțumesc unii altora, mulțumesc unii și lui Dumnezeu. E frumos să fii mulțumitor și e important că și Biblia ne învață să fim mulțumitori și să venim la Dumnezeu cu cererile noastre și mulțumiri. Și noi practicăm asta foarte frecvent. Însă, pentru cei care se concentrează mai mult la sărbătoarea în sine, ziua recunoștinței, ziua mulțumirii, am vrea puțin să medităm la semnificația acestei sărbători, dar mai ales semnificația stării de mulțumire sau de mulțumitor. În primul rând, e important ca să fim recunoscători și asta e practic o formă de mulțumire, să recunoști că nu ești prin tine ce ești, ci pentru că ai fost ajutat sau ți s-a dat sau ți s-a înlesnit. Practic, această mulțumire între oameni e în ordine, dar nu e sezon pentru ea. Asta este o constantă. Trebuie să fii mulțumitor celui care îți face binele. Dar Scriptura spune că dacă faci o sărbătoare, să o faci cu înțelegere, să o faci cu neprihănire, cu o atitudine. Profeții se lamentau din partea lui Dumnezeu că sărbătoarea este unită cu răutate, cu amestec și dacă pui deoparte o zi, ai zi pentru Dumnezeu și lui se cuvine toată mulțumirea. El spune, cine aduce mulțumiri, mă proslăvește pe mine, mă recunoaște pe mine, lui îi voi arăta mântuirea, lui îi voi deschide cărări sau el va netezi cărările noastre spre scopuri, spre ținte. Deci, mai spune un apostol, cine aduce evlavia însoțită de mulțumire, adică starea de spiritualitate, starea de închinare, fără mulțumire, e complet nefolositoare. Dar însoțită de mulțumire este un mare câștig. Deci mulțumirea, deși o acordăm cuiva, o aducem cu smerenie în sfârșit, dar este pentru noi o binecuvântare. Este pentru noi o poartă deschisă, o ușă spre harul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să fii neapărat pragmatic, dar el îți spune. Poate în modul acesta ne convinge să devenim mulțumitori și să practicăm această lucrare față de El. Am menționat faptul că aș vrea să discutăm despre starea de mulțumitor, pentru că în aceste zile, când oamenii se pregătesc pentru ziua recunoștinței, există foarte multă tulburare. Mult zbuciu, oamenii se pregătesc, încearcă să se adune, să se organizeze, apar și divergențe, și discuții, și conflicte. Și dintr-o dată, această zi, care ar trebui să producă bucurie, pace, armonie, pentru că familiile se unesc, în unele instanțe fură bucuria, distruge starea de mulțumitor și aduce amărăciune. Aș vrea să reflectăm puțin la acest aspect, pentru că întotdeauna parcă există o luptă între bucurie și supărare sau tristețe.
chiar dacă îți pui deoparte o zi, cum ar trebui să fie și ziua recunoștinței, nu întotdeauna reușești să îți dovedești mulțumirea, să-ți exprimi starea de mulțumitor în modul real și sincer. Pentru că așa e situația. Am auzit foarte multe incidente când de ziua recunoștinței foarte multe familii ajung la conflicte, la certuri. S-au ciocnit. Practic lucrul se întâmplă pentru că oamenii lasă garda jos atunci, speră că toți sunt în cel mai grozav mood sau stare de spirit și totul va fi ușor. Dar nu este. Ziua ar trebui să fie o zi în care să te oprești, să vezi ce ți-a făcut bunul Dumnezeu ție, să-L pui pe El în centru atenției, să-ți numeri binecuvântările și să înțelegi ce poți să faci ca să-i arăți Lui mulțumire. Dacă se face sărbătoare sau se sărbează această amintire în sfârșit în istoria Americii, doar între prieteni, între semeni, între oameni, e incompletă. Este incompletă oricât ne-am străduit și ar trebui să ne temem dacă Iisus nu este invitat la nunta din Cana Galilei, e dezastru. Și dacă El nu este în centru sezonului sau al mulțumirii, nu este nicio rațiune. Pentru ce să tăiem curcanul? Ce vină are curcanul? Pentru că noi suntem tot cum am fost anul trecut sau nu ne-am mai schimbat deloc sau n-am mai crescut. Cred că e o sărbătoare pentru Dumnezeu. Sărbătorile trebuiesc aduse Lui sau închinate Lui. Îl sărbăm pe El și e într-adevăr o chestiune interesantă, că noi putem oricând să ne bucurăm în jurul unei mese și putem să avem mese chiar grozave dacă vrem, dar aici este implicat sau este prezent un element de smerenie. Vreau să se bucure și alții, vreau să le dau lor bucurie și nu reușesc de multe ori pentru că nu am cheia, nu am, dacă vrei, codul cum să ajung la sufletul lor. Eu le vorbesc în limba mea, ei mă înțeleg în limba lor, una vorbim, bașca ne înțelegem și atunci cred că este bine să o iau ca pe o misiune și să fiu foarte atent și să o pregătesc cu mai multe rugăciune decât zilele obișnuite. Cred că agitația și preocuparea de a ne pregăti pentru evenimente ca și ziua recunoștinței ne fură timpul și liniștea și părtășia despre care ai început să menționez, despre care aș vrea să vorbim mai mult. Adevărul este că există multă agitație în jurul acestei sărbători, Thanksgiving Day, cum se spune în America. Oamenii aleargă să pregătesc, se ostenesc, pregătesc o masă bogată, se adună împreună. Și până la urmă, nu e satisfacția sau bucuria de plină. Lipsește ceva pentru a fi ceva. Pentru că nu este dat omului să fie soluție pentru om și nici măcar curcanului nu este dat să ne satisfacă toate aspirațiile și dorințele și visele noastre. Numai El satisface sufletul nostru, așa spunea fericitul Augustin și așa este. Noi nu ne mulțumim decât atunci când ajungem în brațele Lui, decât atunci când îl invităm pe El și îl onorăm pe El sau glorificăm pe El. Ce aș vrea să scoatem în evidență este faptul că dincolo de masă, dincolo de evenimentul în sine, există un scop mai profund. Și anume starea de om mulțumit. Starea de om care vrea să vină în fața lui Dumnezeu, în primul rând, cu mulțumire, și apoi și în fața semenilor, sigur, să fie recunoscător și să mărturisească bunătatea și providența lui Dumnezeu pentru experiențele care le-au avut cu Dumnezeu în anul respectiv. Ori nu ne lipsesc acest aspect de cele mai multe ori. Pentru cine vrea să recunoască? Poate vor spune, păi noi ne întâlnim o dată pe an, mâncăm împreună, ne bucurăm. Bucuria aia nu e doar că mănânci bine și că ești împreună. Trebuie să fie ceva mai mult. Noi, în mod arbitrar, îl excludem pe Dumnezeu din sărbătoare. Și ne mirăm de ce nu avem bucurie. Pentru că El este bucuria. El este pacea. El este mulțumirea. El este lumina.
îl excludem pe el, că acum nu facem biserica acasă. Noi avem acum stilul nostru, tradiția noastră și repetăm într-un fel de deficit, să-i spun așa, uman, sărbătorirea. Pentru că asta este, Dumnezeu a știut ce ne trebuie nouă și ne-a oferit tot ce privește viața și tot ce privește evlavia. Dacă îl excludem pe el, pur și simplu pentru că vrem să fim interesanți sau pentru că așa e sufletul nostru, nu avem cum să așteptăm chiar o deplină satisfacție. Nu zic că cei care îl cunosc pe Dumnezeu au numai și numai spectaculoase zile, nici vorbă, dar au sens, au scop, au înțelegeri. Ei știu că sunt în școala lui Dumnezeu și nu sunt demolați sau devastați și nu sunt într-un perpetuum conflict. Știi ce mi se pare interesant? Că această sărbătoare inițial, când a început în Statele Unite, a avut un scop nobil. Și anume de a veni într-adevăr împreună, de a aduce mulțumire și de a lega cumva lucrurile între oameni. De comunități, între oameni. Între oameni și, în același timp, înaintea lui Dumnezeu. Mi se pare foarte important să nu ignorăm acest aspect. Ori noi, datorită faptului că, așa cum am spus, avem atâtea activități și avem atâtea voci și persoane prezente într-un loc când sărbătorim această sărbătoare, ignorăm, scoatem din ecuație faptul că ar trebui să, după ce mâncăm bine sau poate și înainte, să ținem cont de faptul că toate astea, tot ce avem, sunt daruri de la Dumnezeu și noi trebuie să fim recunoscători față de El. Cum am putea noi să ne autodisciplinăm singuri și să dobândim această stare de mulțumitor și de om care ține cont de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, nu numai o dată pe an, exact. dar întotdeauna, deci ar trebui să avem această atitudine. Practic, dacă El a devenit important pentru viața noastră, dacă El este Domnul nostru, El ne ghidează din lăuntru, ne spune că orice lucru lucrează spre binele nostru. Nu numai Thanksgiving-ul sau sărbătoarea aceasta de mulțumire sau de recoltă. Și te bucuri, și cum spune Sfânta Scriptură, ne bucurăm și necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare și răbdarea aduce biruință de încercare și așa mai departe. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Deci trebuie să trecem prin ceea ce se numește o schimbare a minții, a inimii, o înnoire a ființei de sus și atunci totul este Thanksgiving, totul este Crăciun, toată ziua e Paște. Toată ziua sunt rusalii peste noi. Adică, pur și simplu, e un ospăț necurmat, cum spune Scriptura. Cel mulțumitor are un ospăț necurmat, are sărbătoare permanentă. Pentru că ea cu mulțumire îl slăvește pe Dumnezeu, știe că din bunătatea lui, din mâna lui primește tot ceea ce are și e în ordine. Altfel, nu te poți face foarte mulțumitor dacă tot timpul anului ești nemulțumitor. Nu zic nemulțumit, dar nemulțumitor. În ziua aceea n-ai cum să devii așa brusc, instantaneu, marele mulțumitor. Încerci. E bine să-ți numeri binecuvântările. Îmi place expresia asta, count your blessings. Să-ți numeri binecuvântările constant, constant. Adică mereu, nu uita nici una din binefacerile lui, pentru că el îți iartă păcatele, el îți vindecă bolile, el te încununează cu bunătate și slavă, el îți satură de bătrâneți tinerețea și bătrânețea, el îți arată căile lui, lucrările lui. Deci, al binecuvânta și ai mulțumi este datoria noastră și, practic, de asta ne-am și născut pe lume. Ce important este ca să fim mulțumitori și să avem o stare de oameni mulțumiți lăuntric, nu numai cu vorbe, dar și în interior. Este necesar ca fiecare să ne identificăm starea în care suntem. Trebuie să eliminăm lipsa de smerenie din noi. Suntem încă foarte mândri și de asta nu putem să dăm mulțumire, de asta nu avem stare de mulțumitori, credem că ni se cuvine mai mult și încă avem o doză pronunțată de mândrie în noi. De asta suntem nemulțumitori. Credem că nouă ni se cuvine totul, mai mult, mai mult. Și El știe bine ce suntem, cum suntem și El nu face greșeli față de nimeni. Noi ne
cam pedepsim cu așteptări irealiste și cu înțelegeri străine, dar ideea este că suntem încă prinși într-o mândrie personală. Și o atitudine foarte interesantă care cred că o dobândim conștient sau inconștient, și anume faptul că ni se pare că totul, așa cum ai spus, ni se cuvine, dar intrăm într-o rutină. Avem sănătate, ne ridicăm din pat, avem posibilitatea să ne deplasăm fără nicio problemă. Deci suntem bine, mersi. Nu ne mai gândim să mulțumim, Doamne, îți mulțumesc că astăzi m-am ridicat din pat și pot să mă ridic cu puterea proprie. Eu am fost odată în viață, nu știu dacă și alții au avut așa, când am fost slăbit fizic și am avut dificultate să stau în picioare și să mă pot deplasa. Și atunci când acum, când sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, și nu de puține ori mi-amintesc ce bine e să fii capabil să te ridici și fără să ai durere, energie, să ai puterea fizică și să nu simți durerea, să nu ai durere. Dar vezi că omul după o vreme se obișnuiește. Zice, a, ce, mersul pe picioare e ceva natural, e ceva normal. Ne trebuiesc exerciții de mulțumire constantă, adică să ne impunem un fel de disciplină. Stai, ne oprim la Scriptură, ne oprim la exemplele pe care le dă Domnul în istorie, în cartea Lui, în viața Lui, și asta ne ajută pe noi. Biblia așa spune, să ne uităm la norul de marturi, să ne uităm la căpetenia noastră, la Iisus, și atunci suntem schimbați prin Duhul lui Dumnezeu din slav în slav. Îmi place foarte tare ideea asta de a îți număra binecuvântările. Pentru că dacă te-a pus să ți le numeri, ai să vezi câte ai și ai să uiți de cele care nu le ai și care acum te preocupă și te deranjează și te afectează. Dar eu cred că niciun om nu poate să-și numere toate binecuvântările. N-avem cum. Ia, îmi place vorba aceea lui Iacov care spunea, am plecat peste pârâul ăsta, peste Iaboc, cu un toiag în mână și mă întorc înapoi cu două taberi. Și, bineînțeles, a spus, opriți, mergem la Betel, pentru că mi s-a arătat. Sau Samuel spune, Ebenezer, Dumnezeu ne-a ajutat. E păcat să nu-i dăm lui creditul, pentru că îi se cuvine. Și noi suntem într-un fel ciudat cei care beneficiem când îi dăm lui credit. Trebuie să învățăm să facem asta mai des față de Dumnezeu în primul rând, să fim mulțumitori, pentru că dacă nu suntem, cred că săvârșim un păcat. Bineînțeles că suntem în eroare dacă nu suntem mulțumitori, dar asta îmi spune mie că noi încercăm să nu mai depindem de El. Și dacă nu mai depindem de El, încercăm să credem că putem, o să pierdem, o să sărăcim, o să ajungem să nu înțelegem de ce se întâmplă cu noi. E esențial să te oprești și să știi că El e Dumnezeu, să-i dai cinste ca să nu se mânie și să-L recunoști. Recunoaște-L în toate căile tale, fiindcă e prezent întotdeauna. Fii atent, până și vrăjitorii Egiptului au spus, aici e degetul lui Dumnezeu. Iar noi am fost îndoctrinați aiurea, nu există, nu se poate, nu-i Dumnezeu, eu sunt. Atenție, Achtung, Achtung, pentru că El nu se lasă batjocorit. Ce semănăm, se cerăm. Există oameni care poate sunt atât de dezamăgiți de experiențele vieții și nu au tăria și capacitatea să vadă ce ar putea fi de mulțumit când ei tot anul au suferit. Am auzit unii oameni, anul ăsta a fost un an teribil pentru mine, am avut multă suferință, am experimentat durere, înfrângeri, descurajări, numai lucruri. Deci oamenii își văd neajunsurile mai mult decât binecuvântările. Și sigur că noi ne străduim să fim mulțumitori și încercăm și vrem să aducem jertfe de mulțumire lui Dumnezeu, dar
pentru cei oameni care au ajuns într-o situație în care ei acum, când toți mulțumesc, parcă se uită cu tristețe și spun, eu n-am pentru ce să mulțumesc. Aș vrea după ce luăm o pauză să vorbim despre această situație, pentru că sunt foarte mulți oameni în această perioadă care trec prin depresie, prin dezamăgiri profunde. Pentru că ei nu văd binecuvântările, ei văd doar frustrările și văd doar neîmplinirile. Vom reveni după această pauză. Am revenit în studio și astăzi vă invităm să medităm la starea de mulțumire, cum să fim mulțumitori și să ne numărăm bine binecuvântările, așa cum spuneam în segmentul trecut. Pentru cei care au ochi de văzut și văd că au multe lucruri de mulțumit, pot începe deja să realizeze că, într-adevăr, dincolo de unele experiențe mai puțin plăcute, sunt foarte multe lucruri pozitive și foarte multe experiențe frumoase. Dar pentru cei care au fost copleșiți, au fost apăsați de dezamăgiri, de neîmpliniri, ce pot ei să facă în această perioadă? Probabil că trebuie să discutăm fiecare caz în parte. Pot să dau așa rapid două exemple care îmi vin acum în minte. Unul este bătrânul Iov, care spune Domnul a dat, Domnul a luat. Și așa este. Domnul ne iubește și când ne dă și când ne ia. Binecuvântat să fie numele Domnului. La surpriza nevestei lui, care a fost șocată de faptul că el spune binecuvântat să fie numele Domnului când totul se năruie în jurul lui, el îi spune, ce? Primim de la Dumnezeu binele? Să nu primim și celelalte? Ok. Deci Dumnezeu cenzurează ce vine în viața noastră. Dar avem un alt exemplu al lui David, care spune, mâna ta apăsa asupra mea. Ok. Și atunci ce-i de făcut? El spune, atunci am zis. Îi voi mărturisi Domnului greșelile mele. Și el m-a iertat. Deci, s-ar putea să fie și din cauza unor greșeli pe care le-am făcut și pe care nu vrem să le recunoaștem pururi și să semănăm ceea ce, sau să se culegem ceea ce am semănat. S-ar putea să nu înțelegem care este cauza, dar putem să venim la el să-i spunem, Doamne, eu nu înțeleg, dar știu că Tu știi și eu vreau să mă rededic Ție. Vreau să îți spun că toate lucrurile lucrează cum ne-ai revelat. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce te iubesc pe tine și eu sunt unul care te iubește. Și hai să vezi că el schimbă și tu ai schimbat starea smerită și tu ai schimbat sacul de jale, mi l-ai prefăcut în haine de sărbătoare și așa mai departe. Mi-a ridicat povara și așa mai, și toate celelalte care au fost în sfârșit din domeniul restriștei și al jalei. Deci, nimic nu-i permanent, nimic nu-i permanent. Trecem prin Valea Umbrei Morții ca să învățăm și lecțiile acelea și n-ar trebui să ne răzvrătim, pentru că ne răzvrătim ca unii care nu știm ce e greșeala, nu știm ce e rău, nouă ni se cuvine numai stări angelice și mană din pustie. Dumnezeu știe ce face cu fiecare. E greu să-i spui unui om, frate, de slavă Domnului, când el nu vede motive, dar dacă este credincios, începe să vadă motive. E drept că el se compară cu alții și durerea lui crește, dar în pantofii fiecăruia numai omul care are acei pantofi se simte confortabil, chiar dacă el începe să se uite unde nu trebuie. De unde îmi va veni ajutorul? De la munți sau de la oameni sau de la râuri sau de la mare?
Psalmistul spune, de la Dumnezeu care a făcut toate aceste lucruri. Pentru el este simplu de tot să-mi schimbe starea și să-mi schimbe destinul. Totul este ca eu să mă las schimba de el. Asta îmi trebuie mie. O optică nouă, o inimă nouă și lucrurile devin toate noi. E foarte bună ideea pentru cei credincioși, dar ce faci cu cei necredincioși care au impresia că situația lor teribilă se datorează faptului că Dumnezeu le-a făcut acest rău? Well, într-adevăr, e o problemă nouă și ceva mai complicată. Adică, pentru necredincioși este un prerequisit să accepte harul lui Dumnezeu. Altfel, nu, degeaba le pun eu legile acestea ale semănatului, ale mulțumirii, tainele acestea, pentru că el crede că sunt bazaconii în toată regula. De asta el trebuie să se împace cu Dumnezeu, să dea mâna lui Dumnezeu și lucrurile se vor îndrepta prin harul lui. Dacă ești împotriva lui, să nu aștepți să primești ceva. Biblia spune, cel ce nu crede sau cel ce se îndoiește, să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Pentru că se seamănă cu valul mării tulburat, împins de vânt sau de val încolo și de vânt încolo și încoace. Deci, Scriptura e categorică aici. Dacă tu îl negi pe el, nu îi acorzi niciun pic de credit, ce pretenții mai ai? Adică este tragic din toate punctele de vedere. Nu numai că îți lipsește ceea ce îți dorești, dar tu însuți o să-ți lipsești într-o zi. Și ce mi se pare foarte interesant, că oamenii uneori când trec prin anumite crize și iau o asemenea atitudine de revoltă împotriva lui Dumnezeu, nu fac la fel și cu semenilor. Dacă ies să aibă o situație în care să poată primi ajutor de la un semen, se poartă frumos cu el, spune, hai, te rog, ajută-mă. Hai, se poartă frumos cu semenul lui, mai ales dacă știe că are posibilitatea să-l ajute. Hai, uite, trec printr-o situație, nu vrei să mă ajuți. Deci, mi se pare foarte interesant, pentru că ai făcut acea explicație, mi-am amintit. Noi, între noi, atunci când avem nevoie de cineva, ne purtăm frumos cu semenii noștri. Dar când e să ne purtăm frumos cu Dumnezeu, care știm că este mult mai capabil decât oricine altcineva, luăm o atitudine din asta răutăcioasă. Să-i zicem crazy? Tu mă pui în două situații, când pui credincioși, când necredincioși. Dar fii atent! Nu, acum vorbim despre categoria de oameni care nu înțeleg harul lui Dumnezeu. Dar nu spuneți psalmistul, îmi pare rău, cer iertare, dar n-am cum să continui. Spune, nebunul zice în inima lui, nu e Dumnezeu. Și apoi să-și revoltă. Nu? Observ cât de absurd este, dacă nu este. De ce te revolți împotriva cuiva care nu există? De ce ești supărat pe el când tu știi sigur că nu există? Nu înțeleg deloc logica asta. Stai perseverent, adică fii consecvent. Dumnezeu nu există, deci îl blamezi pe Petru sau Pavel sau pe cineva care există. Pardon că v-am pus pe voi, poate să mă blameze și pe mine. Dar ideea este că noi suntem iraționali atunci când ne supărăm, fie că suntem credincioși, și ceea ce n-ar trebui să se audă, dar pentru necredincioși e de înțeles. Da, e într-adevăr interesant cum oamenii judecă lucrurile, însă la Dumnezeu există soluții, indiferent absolut, că ești credincios sau necredincios, doar să ai puterea să spui, am ajuns la capăt, nu mai pot, ai milă și de mine. Atât? Ai milă și de mine. Asta este totul. Eu eram interesat să vorbim puțin, nu cum pot necredincioșii să mulțumească, ci cum pot credincioșii să mulțumească la modul ideal. Pentru că necredincioșii are Dumnezeu treabă cu ei să-i aducă la sine și după aceea să-i învețe normele lui. Dar noi, care credem că suntem în credință, ar trebui să arătăm o atitudine efectiv mult, mult, mult deosebită, diferită și totalmente superioară și nu știu dacă o facem, că un psalmist se întreabă, cum voi răsplăti eu binefacerile Domnului? Și tot el răspunde, voi înălța paharul izbăvirii, adică voi merge în spiritul lui Iisus Hristos. El a fost tot timpul omul paharului, să-l bea, al morții, al ascultării, ca să facă bine semenilor și generațiilor de după el și chiar generațiilor care l-au precedat.
Haideți să vorbim atunci mai profund. De ce credincioși și sunt foarte mulți credincioși care nu sunt așa de mulțumitori cum ar trebui să fie? De ce crezi că sunt totuși așa? Well, ori din neatenție, ori pur și simplu n-au timp sau le scapă. De exemplu, ăsta e un exemplu care îmi place mie, de exemplu. Acel episod în care Luca, evanghelistul, vorbește despre vizita pe care a făcut-o Domnul Iisus în Betania și în care a fost invitat în casa Martei. Marta și Maria sunt celebre în Evanghelie, două surori, surori cu Lazar care a fost înviat, și Scriptura spune că Domnul a intrat în casa lor, se simțea bine în casa Betaniei, de-aia avem toate bisericile din lume, Betania, 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 deși în traducere liberă Betania înseamnă casa mizeriei, dar nu ne interesează dacă a intrat Iisus acolo, din mizerie face paradis. Și acolo are loc un episod foarte ciudat, să-i zic straniu, surprinzător. Marta era împărțită cu multă slujire, deci voia să-l facă pe Domnul să se simtă ca la el acasă, să se simte cel mai special oaspete, cel mai binevenit, musafir. Și pentru că nu îi sprevea totul, se pare, s-a dus la Domnul Iisus și i-a spus: Doamne, nu-ți pasă că sorul mea nu mă ajută? Nu-ți pasă că eu mă strudesc aici singură și ea stă și te ascultă pe tine? Și vorbele, nu știu exact dacă astea au fost vorbele, dar cam astea, Domnul îi spune: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Care lucru? Maria și-a ales partea cea bună. Ne fură și pe noi, ca și pe Marta, dorul de activitate, dorul de a impresiona, dorul de a impresiona pe alții, pasiune de a ne da de ceasul morții, să facem ceva foarte frumos. Și nimic rău cu asta. Nimic nu-i rău când slujești. Practic, Domnul Iisus nu îi spune: rău faci. Nu, îi spune: nu ți-ai ales partea cea mai bună. Partea cea mai bună pe care noi cred că am cam neglijat-o este să-L adorăm, să petrecem timp cu El, să lăsăm să ne învețe, să lăsăm să pătrundă cuvintele Lui în noi, să lăsăm transfigurarea să ne cuprinde și pe noi. Munca ne-a prins pe foarte mulți și credem că asta compensează totul. Acoperă totul. Nu, dragostea acoperă totul. Munca nu acoperă. Munca e bună cu măsură. Prea multă zdroabă. Te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar unul singur îți lipsește. Iisus însuși. Ea era în prezența lui Iisus, dar neglija pe El vrând să facă ceva pentru El. Ori Domnul vrea să stai întâi cu El și apoi, dacă spune El, să faci ceva pentru El. Și foarte interesant e faptul că Domnul se pregătea de crucificare. Se pregătea. Marta, cu toată activitatea și cu toată bunăvoința ei, când a fost la o masă, până la urmă a avut loc, cred că a fost aceeași masă, dar asta nu se spune în Biblie, la masă, Marta a pus curcanța, ce a avut ea acolo, iar Maria a venit cu un vas de alabastru cu mir de nard foarte scump și l-a turnat tot pe capul lui Iisus. Bineînțeles că ea nu a primit sufragiile celorlalți, nu a fost acceptată, nu numai pentru gestul cu un de lemnul sau cu mirul, ci și cu faptul că se uita numai la Domnul, ceea ce era prea de tot. Dar Domnul spune: ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pe ceilalți nu-i laudă. Nimic nu spune despre ei. Mi-a pregătit trupul pentru îngropare. A făcut ceea ce n-a făcut nimeni, că după înviere degeaba s-au dus toate mironosițele să pună miresme pe trupul lui Iisus. Nu mai era mort. Și-au pierdut ziua degeaba. Nu aveau pe cine să ungă. Dar ea, care a stat cu Domnul Iisus, a avut răspunsul, a avut viziunea, inspirația și a făcut lucrarea. Și asta ne cam lipsește. Credem că vom compensa totul, acoperim totul muncind, dând niște bani, făcând niște lucruri, predicând foarte mult, alergând în foarte multe locuri, lucruri bune, dar dacă nu sunt dublate sau precedate de pasiune, de, hai să spun, contemplarea Lui, de participare la sesiuni de cunoaștere cu El, nu valorează foarte mult. Nu sunt lucruri cel mai bun. Ai adus în discuție o perspectivă foarte interesantă. Toți suntem vinovați de agitație, de
a ne câștiga pâinea, de a ne implica chiar și în misiune, chiar și în slujire. Există o agitație continuă. Timpul nu mai e suficient. Tot timpul avem ceva de făcut. Foarte rar avem timp să ne rugăm, să avem părtășie intimă cu Dumnezeu. Nu doar așa în grabă, în mașină, trag o rugăciune de un minut. Este foarte trist și adevărat. Dar nu crezi că ne-a furat cineva pasiunea asta și prioritatea asta? Adică a devenit o non-prioritate. Tocmai că am devenit niște victime al societății contemporane care ne fură timpul și liniștea și pacea. Și atunci, cum poți să fii mulțumitor? Ești mulțumitor pe buze, dar în sinea ta, în lăuntrul tău, e o agitație continuă. Ia, dar asta e starea din lume. Și noi ar trebui să nu primim, dacă vrei, ritmul lumii, ci ritmul Duhului sau ritmul Domnului Isus. El nu s-a grăbit, El n-a întârziat, El a auzit vocea interioară și s-a dus totdeauna la timp, totdeauna a fost acolo unde trebuia și cât trebuia și cum trebuia. Fie că s-a întâlnit cu vântul, cu demonii sau cu sărmanii sau cu orbii sau cu străinii, totdeauna a fost la nivelul pe care îl cerea situația respectivă. Și nu pot să spui că a greșit. Nu, dimpotrivă, a produs foarte multă bucurie și pace de fiecare dată când Domnul Iisus umbla printre ucenici, cel puțin prin scrierile care noi le avem și cum le înțelegem. Iisus avea un stil foarte interesant. El nu era niciodată grăbit, era pașnic, producea o blândețe, pace vouă. Venea cu o atitudine, nu venea cu o acțiune. Cu harul lui Dumnezeu. Și cu o ungere specială pe care noi n-am înțeles și n-am știut. Poate că mulți dintre noi am experimentat-o la un moment dat în viață, dar am pierdut-o. Yeah. Și aș vrea să luăm o pauză, să discutăm despre modul în care putem redobândi această stare de liniște, de pace, de mulțumire. Rămâneți cu noi, vom reveni. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări ne puteți contacta la 773-486-7661. Astăzi vorbim despre mulțumire și ne bucurăm că putem să poposim puțin, să judecăm, să gândim, să experimentăm o stare de mulțumitor și să nu mai lăsăm graba și grija să ne afecteze așa cum o face foarte, foarte des. Deci, bunii, trebuie să recunoaștem că viața chiar în belșug poate produce mai multă neliniște decât bucurie. Pentru că parcă niciodată nu ți ajunge. Am venit din România în America ca să avem o viață liniștită, am zis noi. Să putem să ne închinăm liberi. Să avem ce ne trebuie din punct de vedere material. Dar, din păcate, dacă vorbim sincer și medităm și judecăm lucrurile așa cum sunt,
parcă niciodată nu ajungem la liniștea și pacea și bucuria, chiar dacă avem lucruri, avem mașini frumoase, avem case confortabile, dar ne lipsește pacea și liniștea profundă și starea de mulțumire. Aș vrea să vorbim despre acest aspect. Cum am putea să realizăm că suntem greșiți și că nu suntem cum ar trebui să fim și să ne îndreptăm? Numai îndreptându-ne privirea spre El, spune Scriptura, când îți întorci privirea spre El, te luminezi de bucurie. Eu am întâlnit săptămâna trecută niște oameni care câștigă aproape 1 milion pe an și erau tare amărăți că nu câștigă decât atât și că li se cuvine mai mult. Pot să fac o paranteză. M-au întrebat pe mine ce părere am despre programele economice, despre cum ar fi echitabil în America, ce ar trebui făcut în America. Și era un avocat și un doctor. Și încă un doctor care a venit mai târziu. Habar n-am ce căutam eu în contextul ăsta, era altă poveste. Și zic, domnilor, habar n-am. Nu despre ce vorbiți, dar nu știu niciun fel de soluție. Și crede-mă, Petru, în viața mea nu m-am simțit mai apreciat decât atunci când am spus habar n-am. Ori de câte ori am încercat să zic ceva, am găsit o poziție. Acum, cred că m-au pus pe un piedestal grozav. Au găsit și ei un om fără habar. Mi se pare că am meditat la chestiunea asta. Acum, cred că dacă l-am ales pe Domnul Iisus ca model, trebuie să ne uităm la El. Ne-am obișnuit să-i vedem pe oamenii de lângă noi și să fim așa de toleranți încât nu ne mai deranjează. Ni se pare că ăsta e normal, știi? Ni se pare că este normal. Am trăit prea mult printre oameni, prea puțin printre sfinți și credem că normalul este în lume și nu în pădure cu Dumnezeu sau în izolare sau în sfârșit în părtășie tainică. Deci asta ne-ar face nouă bine să avem o doză mai mare de Iisus, de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Adică să reinversăm cum sunt normale prioritățile. Când eram în țară, nu voiam decât să fim mai liberi și să nu ne mai tachineze nimeni, să nu ne mai pune piedici nimeni, dar aici, vorba lui Țuția, am cerut ca Dumnezeu să ne binecuvinteze prăvăliile. Am intrat în această competiție americanească. Nu mă pot abține să nu spun o mică glumă, că un om a venit din România, aici a ajuns în aeroport și aici a făcut o rugăciune, în sfârșit în libertate, și a spus: Doamne, dă-mi succes și ține-mă smerit. Și nevastă s-a spus: Doamne, dă-i doar succes, că smeritul țin eu. Ok? Dar cam asta este. Aici vrem succes. Succes. Cu smerenia o lăsăm pe grija nevestei. Deci, succes. Succes nu neapărat ce numește poporul acesta succes. Succes este, după Biblie, să-L cunosc pe El. Și-L cunosc pe El căutându-L, petrecând timp cu El. Pur și simplu, nu e niciun secret grozav. Dacă vreau să fiu așa, asemenea cu lui sau asemenea cuiva, trebuie să-l studiez, trebuie să-l caut, să petrec timp cu el. Și așa se poate produce acest fenomen în care văd că gânduri de ale lui vin la mine, atitudini de ale lui, și mă bucur de astea și nici de cum nu vreau să semăn cu oamenii care par normal în ochii lor, dar nu în ochii lui Dumnezeu. Nu în ochii lui Dumnezeu. Și dacă stai să gândești și să vezi cum se desfășoară ziua câte unui om, te și minunezi de multe ori. Sau, n-am o explicație grozavă. E vorba de timp cu el. Ai spus că am pierdut această pasiune sau această umblare prioritară cu Dumnezeu. O putem recâștiga? Dacă ne oprim. Așa spune Scriptura. Opriți-vă. Opriți-vă din coană. Opriți-vă din competiție. Opriți-vă din ambiție. Pentru că n-am adus nimic cu noi, nu luăm nimic cu noi. Și El poartă de grijă copiilor, toți ne justificăm. Mă, eu am destul, dar las pentru copii, sărmanii copii. Are Dumnezeu grijă pentru toți și fiecare trebuie să învețe războiul la vremea Lui. Pentru noi n-avea nimeni să lase nimic aproape, dar aproape nimic, sau dacă nu nimic complet. Și totuși Dumnezeu ne-a purtat de grijă.
are grijă și de generațiile care vin și are pregătite comori sau lucruri ascunse în nisipuri, cum spune un profet. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic și niciodată de ziua de mâine. Dar faptul că sunt unii puternici și grozavi și care au parvenit făcând asta, ne luăm după ei. Să facem și noi așa. Dacă auzi că unul a găsit o formulă să te ridice undeva aproape de lună, te-ai dus acolo să înveți tactica lui. Dar e pentru el, nu-i pentru tine. Cum se spunea, haina lui Saul nu-i pentru David. Și ce a făcut unul nu-i pentru mine. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe el pentru niște momente sau motive și nu se știe cât îl ține acolo. Eu trebuie să primesc cartea mea de parcurs sau foaia mea de parcurs de la el, nu de la un semen de al meu, că altfel de multe ori omul umblă cu fofârlica. Chiar și noi românii avem slăbiciunea asta să ne comparăm unii cu alții. Și dacă vezi pe unul că, știu eu, o duce mai bine, încep și tu să lupți, să îl ajungi, sau poate unii sunt afectați și sunt deranjați pentru asta. Ori, în asemenea situații, e imposibil să fii mulțumit ori să fii liniștit. Dacă ai o asemenea gândire sau o asemenea atitudine, dintr-o dată, exact, dintr-o dată ai pierdut. Deci, pacea, liniștea, concentrarea ta este total eronată. Trebuie să învățăm să luptăm cu noi. Pentru că eu ai zis la un moment dat că trebuie să învățăm să ne smerim, să ne umilim. Absolut. Problema noastră este o problemă de orgoliu pe care Satana mereu îl alimentează și trebuie să-l identificăm și să încercăm să-l administrăm. Pentru că toți avem trebuie probleme cu dincolo de umilință. Asta. Am citit undeva despre oamenii sfinți care au ajuns să cerșească, cum a fost Sfântul Francisc, Saint Francis de Assisi, care cerșea pentru a construi o biserică. Și nu se simțea deloc umilit. Închipeți să mergi să cerșești, este teribil. Teribil, numai ideea și gândul ăsta. Dar sfinții au trecut dincolo de a fi umiliți. Au depășit faza respectivă. Ei știu că o fac pentru Dumnezeu, știu că așa li s-a lăsat să facă lucrarea și nu se simt umiliți de orice situație i-ai pune. Nici când. Pavel spune, m-am deprins să trăiesc umilit, smerit, în lipsuri. La fel ca și în tunoare care sau relativ belșug. Pentru mine nu contează. Fie că sunt pe val, fie că valul este peste mine. Nu are nicio importanță. Eu știu în cine am crezut și știu cine poartă de grijă de ziua mea, de val, de sfârșitul alergării mele. Mi-ar place foarte tare ca fiecare dintre noi și dintre cei care ne privesc acum să ajungă la acea înțelegere și capacitate să realizeze și să recunoască că atunci când a avut mai puțin, a știut cum să le administreze și s-a descurcat și a rezistat și a trecut. Acum că are belșug, trebuie să învețe să procedeze la fel. Ori noi, uneori, când avem condiții foarte bune și ne simțim foarte bine, uităm și avem impresia că noi le-am dobândit prin forțe proprii și nu identificăm întotdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu. Unii o fac, nu zic că nu. Sau unii o fac poate formal. Aș vrea să o încercăm să o facem mai intenționat și mai sincer. Nu doar formal. Mulțumesc că mai mi-ai dat și că sunt și că am. Aș vrea să înțelegem... Fii atent. Biblia spune, unii vor să se îmbogățească. Și ce înseamnă bogăție? Habar n-am, sincer spun, nu mă interesează. Dar spune, și cei care vor să se îmbogățească se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. Se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. Mi-aduc aminte, acum vreo 6 ani am fost în casa unor oameni care, efectiv, mi-au arătat o casă cum eu n-am văzut probabil niciodată. Nu cred să fi văzut vreodată, deși am mai fost pe aici, pe acolo. Într-adevăr, absolut fascinantă casă. Și recent am întâlnit cu o persoană care îmi zâmbea, eu nu înțelegeam cine este, îmi spune, bunii, zic, dar cine ești dumneata? Îmi spune numele și îmi zice, știi că am pierdut casa aia, dar era atâta deznădejde acolo,
Înțelegi? Nu vreau să continui pentru că nu vreau să înțeleagă nimeni despre cine vorbesc, dar am văzut foarte multă deznădejde și aproape că pierderea casei mi se părea că a cuprins pierderea persoane, se părea așa că se dezintegrează niște ziduri în sufletul meu, dar mă opresc aici. E teribil. Dar nu e ușor, bune. Acum, realmente vorbind, omenește vorbind, cineva care trece prin asemenea traume, și eu am avut experiențe asemănătoare cu anumite persoane pe care le cunosc, care de la o stare foarte, foarte bună, dintr-o dată brusc, datorită situației economice, oamenii au ajuns într-o stare foarte, foarte umilă. Cineva chiar mi-a zis, nu pot să înțeleg, nu pot să cred că Dumnezeu a permis ca mi se întâmple așa ceva. Deci vorbesc de oameni credincioși, nu vorbesc de oricine. E foarte greu pentru oameni să înțeleagă rațional de ce trebuie ei să ajungă să învețe această lecție a umilinței. N-am răspuns, dar Biblia a spus, adică mulțumiți-vă, spune de multe ori Scriptura, fiți mulțumitori și mulțumiți-vă cu ce aveți. Așa spune. Mulțumiți-vă cu lefurile voastre, mulțumiți-vă. Există în om probabil ceva care trece de să fim mulțumiți, să fim mulțumitori, trebuie să parvenim sau să mergem mai departe. Și uneori ne costă pe noi această, hai să zic, ambiție. Efectiv nu pricep că nu m-a pasionat. Sincer spun, nu m-a pasionat. Mi s-a părut totdeauna fenomenal că am avut cu ce să mănânc, cu ce să mă îmbrac și să am un acoperiș și am zis haleluia. Când am aflat despre oamenii aceia de care ți-a spus cu milionul, am vorbit cu cineva dintre oamenii care frecventează cercul meu și zice, tu ești mulțumit? Am zis, da. Zice, ai vrea să fii în locul lor? Niciodată. Zice, nicio. Înțelegi? Adică sunt oameni care nu sunt interesați. Unii dacă au o vază în plus în casă, se duc la Goodwill sau la Armata Salvării, că e în plus. Înțelegi? Eu am avut azi un musafir, am zis, băiete, cât poți să iei de aici, să nu mă audă nevastă mea, cât poți să iei ea, pentru că e momentul în care suntem hotărâți să downsize, adică să restrângem. Nu se schimbă casa, dar ne-au invadat lucruri și nu chiar ne trebuie. Nu chiar ne trebuie. Pavel spune, dacă avem cu ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns. Asta e mentalitatea apostolică. Noi ne declarăm apostolici, dar cu o mentalitate vestică, cu o mentalitate americană, cu o mentalitate de granzii pământului. Nu ne trebuie, sincer. Dar, mă rog, fiecare cu înțelegerea lui. Mi se pare foarte interesant gândirea asta și atitudinea de mulțumitor, așa cum ai menționat. Ai menționat la începutul emisiunii pe Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Ei, ca cineva să ajungă în acea stare spirituală, trebuie să fie un om matur. Ca să accepte un om care a pierdut tot, ce a și suferit, să ajungă să spună așa ceva, e destul de greu. Știi ce spune acolo la începutul capitolului, dacă mi-amintesc bine? Iov trăia cu frica lui Dumnezeu. Trăia cu respect față de Dumnezeu și îl credita pe Dumnezeu pentru orice lucru în viața lui. Foarte Domnul așteaptă de la noi să avem acest respect pentru El, că El știe mai bine ce e bine pentru noi. Ori Iov avea acest factor sau această dimensiune în viața lui și dacă o avem asta, nu noi ajungem la maturitatea asta. El ne duce, dacă primim rețetele lui, sugestiile lui, mai smeriți-vă, mai trăiți cu frică, mai trăiți cu atenție, mai fiți sensibili față de semeni și toate chestiile astea la un loc produc un om mare. Se zice că pe Timotei l-a crescut o bunică și o mamă parcă grecoaică sau nu, în sfârșit. Suficient că l-au crescut două doamne cu creștinism, dar l-au făcut un uriaș. E bine să vorbim, dar e mult mai bine să și aplicăm. Uh-huh. Și aș vrea acum, în ultimile minute care le avem, câteva sugestii practice care le-am putea face fiecare dintre noi în acest sezon al mulțumirii și poate chiar în fiecare zi să încercăm să cultivăm
o gândire, o atitudine. Dumnezeu ne-a dat libertatea să alegem. Și noi trebuie să alegem. Și acum aș vrea să avem ceva de ales. Well, primul cuvânt care îmi vine în minte acum este ce a spus domnul Martei. Unu îți lipsește. Unu, nu mult. Unu. Unu este el. Cine îl va lua pe el ca sprijin, nu se va grăbi să fugă, pentru că a ales corect. Dacă nu, îl alegi pe Dumnezeu și nu la modul sunt creștin, automat eu sunt bine pentru că ăștia sunt cu Dumnezeu mai bine decât alții. Nu, sunt copilul lui, sunt fiul lui care vrea să-și cunoască Domnul, să-și cunoască Mântuitorul, vrea să-și cunoască Părintele, vrea să știe cât mai mult despre El. Pavel spune, vreau să-L cunosc pe El, pe El nu la superficial, ci cum m-a cunoscut El pe mine, cum cunoaște un Dumnezeu. Dacă El a avut nevoie să mă știe pe mine așa de în detaliu, așa de amănunțit, și eu vreau să știu despre El aproape totul. Well, e un lucru colosal să-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că acolo este viață, acolo este mulțumire și lucrurile materiale au o valoare relativă după ce ești preocupat de Dumnezeu. Într-adevăr, nu strică, dar nu mai sunt deloc prioritare. Trebuie să se pună o ordine de priorități la locul lor. Adică la început El, la început Dumnezeu, în toate compartimentele esențiale ale vieții noastre și ce ne-ar ajuta? Cred că putem să creștem dacă ne gândim și la foloasele altora, așa spune Scriptura, fiecare din voi să gândească și la foloasele altora. Vei spune, o, pe asta mă diminuează. Nu, ne crește. Dragostea este sub legea asta. Dați și vi se va da. Voi dați puțin, Dumnezeu vă dă ce vă trebuie. Voi dați din ce v-a dat El, dar El vă dă și din ceea ce nu v-a dat, ceea ce o să aveți și e necesar pentru noi să avem. Deci, atitudinea față de semeni, apoi oarecare disciplină în gândirea noastră ne prinde foarte bine. Adică să gândim gânduri de ale lui Dumnezeu, să avem în noi gândul care era în El al mântuirii, al iertării, al lucrării. Astea sunt lucruri importante, dar totul se poate face superficial și se poate face într-un chip absolut. Pavel n-a făcut superficial și apostolii n-au făcut superficial. La noi se face cam de mântuială, știi? Și cu o atitudine de lasă-mă să te las sau uneori superioară. Puțin ne furăm căciula, ăsta e cuvântul. Citim despre ei că stăteau până la miezul nopții, noi și dacă o facem puțin fanfaronic, uneori o anunțăm prin toate ziarele pământului, tot cine suntem noi și într-un fel ne-am tăiat puțin craca de sub picioare. Deci va trebui să luăm pe El în serios și El ne va lua pe noi în serios, pentru că El este real, viu, atotputernic, binevoitor, dacă îl alegem cu toată inima noastră. Dacă doar ne jucăm, sperând să învingem noi, totuși să învingă eu-ul sau firea sau dorința sau natura noastră, pierdem. Pentru că El nu se lasă să fie batjocorit. Va trebui să-L respectăm pe El și El ne va respecta pe noi. Doamne ajută, ne-am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumesc, bunii, mulțumesc, dragi telespectatori. Aș vrea să vă provoc să vă luați timp și să faceți o listă mentală, dacă e posibil, cu toate lucrurile frumoase și bune pe care le realizați, le recunoașteți în viața dumneavoastră și Dumnezeu vă va da o stare de mulțumire și de pace și de liniște după cum și noi ne recunoaștem singuri că suntem binecuvântați, suntem favorizați de Dumnezeu și dăm Lui. Dacă te opresc pentru o singură fracțiune. Cei 10 leproși au fost vindecați de Domnul Iisus, dar numai unul i-a mulțumit. Și ăsta a fost făcut întreg. A biruit lepra, dar a fost reconstruit, pentru că noi suntem făcuți închinători și mulțumitori. Dacă nu facem asta, niciodată nu vom fi ceea ce ne-a rânduit El să fim. Foarte interesant că atunci cel care s-a întors s-a întrebat, unde sunt ceilalți? Domnul a întrebat. Da, Domnul a întrebat, unde sunt restul? Mulțumitorii nemulțumiți. Adică eu îi vindec de lepră, îi scot din gunoi,
îi pun acasă, sănătoși, întregi și ei nici măcar nu spun să rămână, Doamne. Cu acest gând ne oprim aici. Mulțumim, vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Față în Față.